caniculă e caniculă, dar și mai fierbinți sunt aceste sosuri, privițile, care o așteaptă cu drag pe prima noastră invitată, curajoasa Emily Burghela! Domnul Măruță, bună ziua! Bună ziua! Ce faci, Emily? Bine, fac tu, ce faci? Arăți trăzne din ce în ce mai bine. Mulțumesc, că-ți place? Da, îmi place, exact. Tatuajele astea îmi plac, că nu sunt permanente și întotdeauna poți să păcălești în fotografii. Crede lumea că ești chiar tatuată, din cap până în picioare. Da, așa e, dar aveam unul și pe față. Nu știu dacă te uita la vorbește lumea de dimineață, da, dar am văzut, ne-am făcut tatuaje peste tot. Da, l-am dat jos. Mi-am dat jos tatuajul pentru tine. Da, hai să facem o poză, hai să facem un story, că este deja a doua oară în decurs de o săptămână când am venit la... Uite, poți să-i pui și pe... Da, 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 e ok, perfect, nu-i nicio problemă. Când am venit la tine și trebuie să imortalizez momentul, stai așa, hai. Nu mai, Emily Burghela, înainte de a intra la sosurile picante. Mamă, ai pus filtrul ăsta și prea bronzat. Și suntem live! Yes! Yes! Așa e pe Instagram, trebuie să ne manifestăm entuziasmul. Exact. Dar avem un filtru în care suntem foarte bronzați. Cred că n-am stat între orele care trebuie la soare. Vorba colegului Andrei Dobrogea. Mamă, deci ochelari ai. Eu nu super. Știu cum să fac să mai pierd timpul, că mi-e puțin teamă așa. De ce nu să... ai cum să mai pierzi timpul, draga mea. Te rog frumos să iei un loc. Ai mai adus ceva faguri azi? Nu, de ce trebuia? Păi nu, dar de obicei când veneai aici, scoteai, adică când veneai aici, vin data trecută, aveai în geantă fagure, aveai tot felul de lucruri. Am ceva pentru Eva, pentru că știu că este ziua ei și o să-i aduc o rățușcă. Știi, copiilor le plac foarte mult astea. Îți mulțumesc mult de tot. La mulți ani. Mai ai vreo rățușcă, pentru că Andrei Dobrogea, colegul meu, e pasionat de chestiile astea. Are o poză pe Instagram la el când face baie cu rățuște de astea în cadă, multe. Serios? Da, da, da. Ce drăguț! Și vrem să-i facem o bucurie în vacanță, să-i cumpărăm niște rățuște. Măi, să știi că eu mai am acasă, ți-aduc o dată viitoare, dacă perfect, vrei. Perfect, cum să nu, foarte bine, îți mulțumesc mult de tot. Ce mai faci, cum ești? Pune geanta aici, că nu ți-o fură nimeni, ți-am mai explicat, la noi nu se fură la emisiune. Nu vrea bă nene să o lase, deci femeia nu vrea să o lase, nu vrea să o lase. Ce faci, cum e, te-ai obișnuit la Vorbește Lumea, cu este programul, cu trezitul, tare. Cu... E super tare, astăzi am avut o petrecere, știi cum am fost, toată ziua pe forță, bam, 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 Andrei, a fost cuminte? Super. A fost super. Dar Andreea ce este cu minte și mi-a făcut așa înainte să plec de acasă, cum ar veni, mi-a zis, fii cu minte, ai grijă ce răspunzi acolo, vezi și mă întrebi, că ai zis că mă ceartă dacă e. Cine? Andreea, Andreea, să nu. Dar trebuie să o să trească să ne răspunzi aici. Dar știi ce vreau să te întreb? Altceva. Da. De ce ați dat petrecere? Ziua cuiva? S-a întâmplat ceva? Pentru că este vineri. Ah, ok. Ai dreptate, știi ce? Lasă să facem și noi petreceri, ciucă, că e vineri. Noi de ce n-am face petrecere? Păi, n-am făcut. Păi chiar, eu zic să pui muzica mai tare și să începem să dansăm. Eu zic mai poate uităm de sosuri. Draga mea, fii atent, hai să-ți explic cum stau lucrurile. Am încercat și eu. S-a încercat, dar nu s-a reușit, pentru că când e vorba de sosurile picante, este foarte hotărât. Lucrurile stau în felul următor, Emily, uite-te în ochii mei, întrebarea o citești în gând, iar răspunsul l-ai cu voce tare, indiferent ce ar fi. După care, ce crezi? Rupem întrebarea și atunci lumea nu află de ce ai dat răspunsul ăla, dar... Dar să vedem. Okay. Dar să vedem. Dacă rupem întrebarea. Dacă nu, citim și asta e. Începem cu niște sosuri ușor mai light. Ăla iute mi l-am luat ieri. Nu îmi arăta întrebarea. Ce citeam invers. Nu sunt transparentă de fiecare dată cu telespectatorile, arăt totul din prima. Stai liniștită să vedem. Bun, o să începem, ți-am zis, încă n-am sosurile alea foarte picante, pentru că ieri marea bănică s-a dus acasă cu un sos picant pentru soțul ei, ce crezi, soțul ei? Da. Lat a căzut. Serios? Da. Și sosul ăla al meu picant cu care începeam de fiecare dată și era hit, nu-l mai am. Da. Ia zi, trebuie să dai un răspuns? Da, într-adevăr trebuie să dau un răspuns. Îți citesc și întrebarea sau dau întâi răspuns? Întâi dai răspunsul și apoi aflăm dacă citim întrebarea sau mâncăm eu, eu tot pun sos. Întâi dau răspunsul. Da. Ok, aș spune... Da. Fuego. Ce? Nimic, te-am întrebat, ăsta ai răspunsul? Da, și citesc, da, citesc. Dacă nu ai fi măritată cu Andrei și ai fi obligată să alegi un bărbat din showbizul românesc să-ți devină soț, care ar fi alegerea ta? Mie chiar îmi place foarte tare de Fuego și sunt fana lui de când eram foarte mică și cred că ar fi o alegere potrivită, știi? Dacă n-ar deci fi într-un doamna univers Fuego paralel, cred că ar fi tare, nu? Da. Mie îmi place să-mi podobesc și bradul, îmi place să mă podobesc și pe mine, vezi că tot timpul îmi pun chestii. Cred că ne-am potrivit, deci, știi? Foarte bine, deci răspunsul la această întrebare, foarte bună de la Emily Burghela, deci dacă n-ai fi măritată cu Andrei, clar și ai fi obligată, practic Fuego ar fi soțul tău. Da. Dacă mă auzi... Dar crezi că cu tine? Că tu ești și foarte plină de energie. Știi, e numai pe calm. Știi cum e Ying și Yang? Așa e și la mine cu Andrei. Eu sunt aia energică și entuziasmată. Eu l-a calculat și uite, așa se face întregul. Bravo! Frumos! Tu. Bravo, ai dreptate! Ei, bună! Ia uite-te aici. Mulțumesc!
Citește. Salut, uite-l pe Fuego, a apărut la televizor, a fost mai devreme. L-am văzut. L-ai văzut, da? Bun. Nu, era și alăturarea, chiar vă potriveați. Cred, să știi că e un băiat foarte bun. Știu, mie chiar îmi place foarte tare de el, serios. Bun. Ok, am citit întrebarea, este o întrebare delicată, doamnelor și domnilor, puteți fi atenți acum. O să spun, trebuie să zic adevărul, nu? Da, trebuie să zic obligatoriu adevărul. Deci o să spun adevărul, Răzvan sau Dani, dar oricum nu contează, că a fost de mult și acum sunt măritată, deci... Răzvan? Răzvan sau Dani? Păi nu merge, sau care? Păi unul dintre ei. Păi nu, care? Unul dintre ei. Trebuie să dai numele corect. Păi oricum nu contează că acum sunt măritată. Păi da, nu contează, că oricum anunciute nu știm despre ce e vorba. Bine, sau ok. Citim. Dar unul dintre ei, dar oricum, oricum că era mai de mult, nu, clar. Despre ce credeți că e vorba? Zi. Zi de răspunsul, care? Că tu ești curajoasă și ești asumată. Păi, Dani. Ciucă? Da. Citim întrebarea? Ai zis că era de mult, nu? Da, uite, citești-o tu. Nu, citești-o tu. A. Te rog. Spune numele unei vedete din showbizul românesc care ți-a făcut avansuri și presa nu a aflat. Dani? Dar cred că a și aflat atunci ceva. Dar cred că ei ziceau Dani și era Răzvan. Și acum am stat și m-am gândit, știi, era Răzvan sau Dani? Deci, până la urmă, care e? E Dani. Dar ce se mai întâmplă? Dar nu doar, te-am întrebat normal. Și ce înseamnă avansurile astea? Adică? Adică mi-a făcut așa cu mâna. Nu, serios, da, că eu am vrut... Da. Da, e un băiat simpatic. Da, mie îmi place mult de el. Și nici nu era căsătorit. Nu era căsătorit, nici eu nu eram, eram oricum mică. Da. Dar aveam 18 ani. Exact. Și el era singur în perioada. Da, normal, păi și eu eram. Acum exact. Mulți ani. Bun. Mergem la întrebarea cu numărul 3. Mamă, bă, și eu m-am pregătit să mănânc aici oricum. Bă, dar place că ești hotărât, adică și citim, n-avem treabă. Bravo, Emily Burghelea. Wow, cât de tare este asta cu Analesco, 100% Analesco, 100% Analesco. Da, iar fi. Dacă ai fi obligată să petreci o noapte de amor cu o femeie din showbizul românesc, care ar fi aceea? Analesco, serios, mă rog, super. Mă puteai să spui și niciuna, dar mă rog, asta e. A. E ok, acum las-o așa. Da, dar chiar e tare. Da, perfect. Spune-te. Glumim, bă, mie citește-mi. Da, da. Mi-mi place de tine, ești foarte hotărâtă. Te salut, Ana. Și o salut pe ea. Uite ce frumoasă e, vezi, am zis, e... Da. Sexy, sex bomb. Ce, tu nu? Serios? Eu și, bărbat, dacă n-aș fi obligat. Femeie. Păi, tu da. Tu ești măritată. Și tu? Tu ești, eu sunt surat, nu pot să mă uit la fotografiile alea. Ciucă, poate. Vezi, iubirea, așa se face. Ia lecții. Iubirea. Vreau să iei lecții. Icoană. Ok. Perfect. Nu pot mă să zic asta. N-ai ce să trebuie faci. Să zic, nu? Trebuie să zici mănânciute și atunci nu citim întrebarea. Okay. Sau nu mănânciute, citim okay. Întrebarea și asta okay, e viața. Okay. Nu ne lăsăm, okay. Pur și okay, simplu. Da. Stai să vezi ce întrebări mai vine, Emily. Cedezi la 4, ok, hai că o să zic 3. Nu, aș spune așa. Loredana Chivu. Loredana Chivu. Cine să mai fie? Din showbizul românesc neapărat, nu? Nu trebuie să citești întrebarea, adică... Ok, hai cu și citesc. Da, oricum nu, showbiz românesc poate să fie despre foarte multe lucruri. Lumea nu știe la ce ne-am întrebat referit la această întrebare, draga mea, Emily. Da. Deci, Loredana Chivu, 2. Domnul acela care cânta Gigel Frone și Viorel și Vulpița. Dar nu, că acum o scop pe Loredana, că până la urmă e ok dacă m-am gândit așa. Dar nu, că îmi place și de Gigel. Băi, e foarte greu, o să mănânc, hai că mănânc, ok. Da. Și până la urmă? Am zis 4. Și rămâne așa? Deci nu citim, nu? Nu. Ok. Ce faci acum? Păi îmi întind aici frumos măsuța, că nu merge să mănânci iute doar așa oricum. Și eu am adus de acasă niște castraveți, niște morcovi, am și pâine. Doar nu vreți să mi se facă rău. Iartă-mă, ia. Ai și pâine prăjită în gentuță? Da, uite. Bravo. Crutoane. Dacă vrei. Exact ce trebuie. Știi? Și încep așa, o bucățică, m-am gândit de acasă. Știi că m-am gândit că o să fie întrebări din astea indiscrete și am zis... Da. Ce mișto. Castravecior, sos iute cu buleta și apoi lapte. Lapte cu castravete, rețeta merge perfectă. Merge la fix. Nu, că nu e iute. Asta chiar nu e iute. E foarte bun. Da. Dați întrebările. Greta. Greta, nu mai am eu sosul revele armele mele. Mi-ai luat armele, Greta. Nu, adică, Greta, și astea sunt foarte iuți, da. Alea erau, declanșau imediat, știi? Ai rezistat, a? Mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut, da. Hai să vedem. Ia să vedem mai departe. Suntem deja la întrebarea cu numărul 5. Ne mișcăm foarte repede, oameni buni. Este Emily.
care pur și simplu ce are de spus, are de spus. Păi de ce să nu? Exact. Ce-i în guși și în căpușă, dacă nu te ascunzi. Și asta oricum nu e iute. Nu e iute? Păi ai zis că ăla n-a fost iute așa. Ăla nu e, da. Păi aș spune așa. Puțin duplicitară. Deci duplicitară, clar e vorba de o femeie. Duplicitară, da. Aș mai spune... Lumea nu știe la cine ne referim. Nu știe, da. Mai ziceți niște defecte? Duplicitară. Să te dai de gol cu întrebarea. Ok, perfect. Duplicitară, dar lumea nu știe la cine ne referim. Puțin falsă. Și... Tot îmi cade prea mult. Încerc aici, gata, doar am fiet. Puțin... puțin... vorbăreață. Păi ce defect e ăsta? Păi da, e defect când ești prea vorbăreț. Păi nu, e tu. Și tu ești foarte vorbăreață. Păi și ăsta poate să fie un defect. Păi nu, eu vorbesc mult când sunt foarte emoționată, să știi. Păi da, dar nu mai de ce, adică nu e defect. Haide, mai încerc altceva. Nu e defect. Duplicitară? Ce ai mai zis? Ok, mai încerc unul. Duplicitară? Da. Falsă? Da. Și? Și... nu știu ce să mai zic. Chiar nu știu ce să mai zic. Îmi vin prea multe în minte și vreau să le aleg pe cel mai puțin. Bine, atunci rămânem doar cu astea două? Păi eu zic că două sunt suficiente. Ok, ai văzut că te las. Citim sau mâncăm iute? Putem să citim, dar nu vreau să o ia nimeni personal. Adică, bine, ăsta arată și cam urât, sincer, e negru. Ăla era roșu, arăta mai... ăsta arată cam dubios, vedeți? Ideea e că e o chestie personală. Arăți foarte bine. De ești foarte frumos. Să vreau să fiu pe trendul ăsta, nu? Ești super tare. Aoleu. Ce? Să citesc, să mănânc. Vă rog, am nevoie. Să citesc sau să mănânc? Că deja m-a luat așa cu panică puțin. Să citesc, două voturi să citesc? Să citesc? Citesc. Cine vrea să citească mâna sus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, spune 3 defecte. Stai să te uiți în cameră. Ciucă. Ia zi. Da, să nu mai ai ochi și urechi. Da, deci întrebarea era, spune trei defecte pe care le consideri tu, bineînțeles, asta am spus eu în paranteză, ale Mirelei Vaida. Și le-am zis, adică genul asta cred eu, dar este părerea mea, nu e nimic cu intenție sau să se supere cineva. Hai să trecem mai departe, că... dar ce așa, dacă eu așa cred, nu? Adică nu. Pentru mine a fost falsă și duplicitară, ce vrei să zic? Tu n-am zis absolut nimic, doar era o întrebare, puteai să mănânci iute, lumea nu știa despre ce vorbim, dar tu ai ales să spui chestia asta pentru că, na, așa ai simțit și tu, pentru că tu ești foarte directă. Da, hai să o rupem împreună. Da, nici n-ai vrut să mănânci iute. Deși mi-am făcut aici platoașul, dar sincer, ăla arată și urât. Da, ce să faci, asta e. Cum a fost întrebarea? Crezi că o să se supere pe mine, dar... Nu, dar cât de simpatică ești tu și drăguță, n-are de ce să se supere cineva pe tine. Duplicitar chiar poate să fie o calitate, știi? Când ești duplicitar, odată ești așa, odată ești așa, te dai după cum bate vântul... în unele cazuri, dar în general nu prea e, nu? Da. Și fals, adică? Fals, da. Adică ești fals, știi? Nu. Când îi spui unui om ceva în față și apoi pe la spate îi spui altceva... asta înseamnă să fii fals. Și am zis doar două. Că vorbăreața ai zis că nu este defect. Deci... Păi, că intram și un defectul ăla și tu și n-avea rost. Nu, serios, dacă vorbești prea mult, uneori chiar poate să fie un defect. Da. Întrebarea cu numărul 6, ești pregătită? Mamă, Măruță, ce mi-ai făcut? Ok, haide să vedem. Ciuca, aduci telefonul telespectatorului să vedem dacă telespectatorii au niște întrebări pentru Emily Burghelea. Andrei. Da. Andrei a vrut să te salute. Andrei e cu copilul? Andrei, da, este cu Amendea, se uita unde la emisiune. Deci Andrei e un soț extraordinar. Mă, chiar da, tu știi cât de tare mă ajută și dacă n-ar fi fost el în viața mea, eu sigur n-aș fi putut să termin facultatea. Sigur n-aș fi putut să fac atâtea lucruri, pentru că, uite, gândește-te că noi ne-am implicat amândoi 100% în creșterea și educarea Amendei. Un an și 3 luni. Să acum merge la crește. Mulțumim, mulțumim. Și dacă n-ar fi fost el să fie atât de implicat și să mă ajute, probabil ar fi trebuit să apelăm la, nu știu, la părinți, la bune, însă ne-am vrut să fim hardcore, știi? Și un an de zile am și nu e ușor. Până la un an și ceva, da, am fost legate una de cealaltă în continuu, adică am mers cu ea la 3 luni în Grecia, la 4 luni și am fost în Turcia, adică am făcut o grămadă de chestii din astea de bune. Foarte frumos, iar acum Andrei e acasă, îl salutăm, tăticul responsabil. Da, da, chiar e tare, măi, Andrei. Și pe tine. Sunteți cei mai drăguți și Andreea, sper că am răspuns bine, dar știi că așa sunt eu. Eram sigură că zice de mine la mai. Nu pot să cred! De la telespectatori, ai văzut. Bun, hai să vedem mai departe. Așteptăm și mesaje de la telespectatorii noștri.
Ok. Ok, răspunsul este A. Am citit de paranteză după aceea. Ok. Pentru că tu ești foarte șmecheră, știi? Și de asta mai punem noi niște paranteze pe acolo, ca să nu scap de sosul și de asta. Da. Stai să mă gândesc de cine mai place așa. Ah, bine, hai că... Ah, stai, îmi pare rău. Sunt și... Dar îmi place de ce look ai așa, zici că ești franțuzoaică, deci dacă deci ți-ar că... și balet și o... Ok. Mie îmi place foarte tare de cove. Întrebarea este cine ți se pare cel mai sexy bărbat celebru din ProTV? Dar nu mai e. Păi, a fost? A fost. Nu este în continuare? Cine a intrat în Pro, rămâne în Pro. Adică cine intră, cine vrea, iese, nu mai iese nimeni. Odată ce ai fost acolo, rămâi acolo. Mie îmi place foarte tare și de DJ-ul tot, dar asta rămâne între noi, era oricum aici și nu puteam să... De cine? Deci, nimeni. E la Prima TV, Cove. Serios? Da. Nu știu, dar nu urmăresc. Mă uit doar pe Pro. De când? De când? Din totdeauna. De când m-am născut? Ți-au zis de la Pierre să zici asta, nu? Se uite și Andreea, știi? Și Caranda? Da, ea. Și ce ți-a zis? Măi, e o șefă foarte bună, e foarte mișto, dar este și așa, știi? Adică te pune la punct. Mi-e puțin frică, n-ai văzut că m-am și împiedicat când am urcat? Când am coborât? Am coborât bine, da. Vezi că avem și întrebarea cu trei defecte ale Andreei Caranda. Nu pot să cred. Mai hai să-mi pui de acum asta. Aule, stai că încă n-am intrat în pauză, nu? Ah, nu, eu uite, bă, nu eram în pauză. Deci, Emily, bravo, Cove, te pupăm și ai rămas în inima și în sufletul nostru. Cove chiar e un băiat senzațional, pe cuvânt, fără nicio chestie. Așadar, Cove, ai frânt inimi la un moment dat și frângi în continuare. După asta luăm o pauză publicitară, mai am încă trei întrebări și mai avem și de la telespectatori mesaje, așa că, oameni buni, pregătiți-vă. Păi mi-am dat foc la valiză rău dacă răspund acum la întrebarea asta, sincer. Eu știu, dar pot să mănânc iute. Pot să mănânc iute, nu? Mm-hmm. Fetelor, voi iubesc pe amândouă, îmi pare rău, n-am la cine să renunț. Trebuie să te dai un răspuns și apoi mâncă da. Oricum. A, păi și deja am zis întrebarea, ok. Păi nu. Vezi, măi, asta înseamnă să te arunci păi cu capul înainte nimic, de fiecare dată. Păi nu, n-ai înțeles absolut nimic. Ok. N-ai înțeles. Ok. Păi ce să zic? Mă arunc eu, domne. Mă sacrific. Nu înțelegi. Mă sacrific. Nu, trebuie să dai fix răspunsul de aici. Sau? Practic... Sau? Păi sau? Unde-i sau? Bine, mă, bine, ok. O să o arunc pe Cosmina, pentru că mă înțeleg mai bine cu ea și nu o să se supere pe mine. Mâncăm iute ca să nu citim întrebarea? Nu, că o citesc, ce nu, să mai... Da, că o citesc eu. Bun. Emily Burghelea, spune-ne care este persoana pe care nu o suporți dintre colegele tale de la Vorbește Lumea, Cosmina Păsărin sau Majda, pe care dacă ai putea ai arunca-o din barcă dacă ați fi într-un ocean, pe care pur și simplu... Nu e așa! Nu este așa! A, nu? Marinare, nu te uita așa, că n-am zis asta, serios! Marinarul este domnul de la sunet, care ne pune și nouă în fiecare dimineață sunetul. Chiar nu este așa, nu. Ne pune sunetul, da. Nu, întrebarea era dacă te afli prin ocean și ești obligată, efectiv, să arunci dintr-o barcă la rechin pe Cosmina Păsărin sau pe Majda, pe cine ai aruncat și ai zis Cosmina Păsărin, pentru că te înțelegi mai bine cu ea și pentru că nu s-ar supăra. Exact, foarte bine, mai Emile. Perfect, ești pregătit, îmi place. Ia, vezi telefonul mobil, ți-a sunat, cum e? Ia vezi, a sunat? Mesaje? Da. E de rău? Noroc. Noroc. Noroc la Luca. Fii sinceră. Fii atent, eu mi-am anulat programarea la vopsit. Am zis că întârzi 10 minute, deja au trecut 20 și acum mi-a zis, o reprogramăm dacă vrei. Adică o să mă duc acasă, mă cer și cu așa, îmi ia și limba foc și nici vopsită nu o să mai fiu luna emisiune. Nu e adevărat. Dar e ok, pentru orice că... pentru tine, Cătălin. Îți mulțumesc mult de tot, ești foarte drăguță, așadar... Rămânem la atâtea întrebări, nu trecem mai departe. Nu, mai avem încă, uite, patru întrebări pe care le citim imediat după o scurtă pauză de publicitate. Emily Burghelea, priviți-o cum practic îndreaptă mâna către dumneavoastră și vă spune că va fi mai sinceră ca niciodată. Așa, exact ca pe Titanic.
Da, oameni buni, am revenit în direct, nu e nicio problemă, Emily, foarte frumoasă. Și cei care se uită la noi pot să filmeze televizorul și să-i dea tag pe Instagram Emily Burghelea, pentru că pe pauza publicitară asta făcea. Vedea care sunt prietenii ei care i-au dat tag pe Instagram. Căutați-o acolo, Emily Burghelea, filmați televizorul și vă repostează să vedeți, sunteți prieteni cu ea. Da, ține tag amândurora, pentru că da, trebuie să-ți dea și ție ca exact să repostezi și tu, da. Că dacă repostează și el și sunt și eu acolo, unde-s doi puterea crește, Emily. Da, oricum unde-s doi, puterea crește, exact, bravo. Emily, foarte sinceră, zic telespectatorii, și foarte fain, așa, plină de viață, serios. Asta ți-am zis și prima dată când ne-am văzut. Mergem la întrebarea cu numărul 8, dăm răspunsurile. Pe după principiu, care... una caldă, una rece. Nu, am una caldă, una iute, vrei să zici. A, super. A. Una caldă, una iute, și mai bine, da. Da. Sinceră să fiu... Trei lucruri, exact, pam, pam, pam. Și apoi vedem dacă citim sau da, dacă mâncăm. Ar fi o doză, știi cum era aia, dulce, acrișor și ceva fermecător. O doză mică de aroganță. O doză asta, de... Mă, bă, deci, bă, cum e Emily, mă, deci dulce, cum ai zis? Dulce, acrișor și un pic fermecător. Bă, băiatule, bă, cum... Deci, Andrei, trimite mesaj și spune dacă te-a făcut din vorbe Emily la prima întâlnire, la a doua întâlnire, pentru că acum tu, Andrei, te uiți la televizor, sunteți părinți și ai de grijă și de copile. Și... Are grijă și de copil, da, da, mă, este, e super. Bă, deci cum a scos-o pe asta, mă zic, dulce, acrișor și un pic fermecător, fac o doză de aroganță, așa? O doză de aroganță, puțin prea mult parfum câteodată. Și ce prea mult. Păi nu e bine. Mai ales când ești într-o cabină și te dai așa cu mult sau într-un studio închis și te dai cu foarte mult, câteodată e, odată e drăguț, a doua oară e ok, a treia oară deja leșire acolo. Bun. Și trei? Ok. Și trei, prea... Așa mi le fac și... Prea... Pot să zic doar două, că niciodată nu mi-ești trei. Ai văzut. Da, bine, ok, na, ce facem, să te forțăm, să te băieți drăguți aici. Nu prea le-am eu cu defectele, da. Pentru că la urma urmei nici nu sunt așa ceva defecte și așa am simțit. Cătălin Botezatu, trei defecte, ați văzut, un picuț, îți prea mult parfum, fac un picuț arogant, da? Da? Când ești star și când ești unul dintre primii designeri ai României. Știu că la Bravo ai Stil n-ați prea avut o chimie foarte puternică, nu? Da, n-am prea avut. Dar uite, mi se pare că defectele au fost îndulcite, un pic așa, bine, foarte frumos. Da. Bravo, foarte frumos. Mergem la întrebarea cu numărul 9 pentru Emily Burghelea. Ok, trecem mai departe. Unul singur trebuie să zic? 3. A, 3. 1. 1, 2. 2. Hai, 2. În general două, nu prea pot. Că tu ai zis că îți place cu două răspunsuri, da. Lingerie intimă, adică obiectele de sus și de jos. Astea două nu prea. Nu știu de ce n-am avut niciodată obișnuința asta. Știi, de exemplu, cum este un om normal din cadă, se duce și el la sertarul cu șosete și pune șosete, la sertarul cu lingerie intimă și pune lingerie intimă, dacă mai ești femeie, mai ești un sutien pe tine. Băi, eu nu prea sunt așa, nu știu, adică mie îmi place să mai sar unele etape din viață și ajung direct la da, tricou, pantaloni. Măi, acum n-am nici șosete și n-am nici alte două obiecte dar la care mă refeream. Ba, dar mai ai șosete, sunt negre. N-am, nu am. Cum sunt negrele, văd sunt, eu? E salopeta asta. Și... Am șosete? Da. Stai să mă descalz, că nu mai știu dar dacă mi-am pus. Am șosete, jur. Măi, sutien nu am. Ia vezi tu pe spate, se simte ceva? Nu, n-am. Nu are. Că n-ai avut unde să-mi pui la mare. Lejerie intimă nu am pentru că, adică, mă rog, kilos, nu, pentru că nici... e salopeta asta da, și așa. Da, da, nu, vrei să te credem pe cuvânt, dar... adică. Dar șosete trebuie să că nu mai de știu ce dacă mi-am pus. De ce, Mili Burghelea? Ciucă, dacă înțelegi ce vreau să zic. Perfect, eu zic că ai mă șosete astăzi, ai luat. Tu nici nu știi cum ai plecat de acasă, femeie. Am șosete, doamnelor și domnilor, chiar sunt negre. Mamă, dar ce ochi ai de vultur, șoimule. Șoimule. Gata, hai că mi-l-am. Deci, iubire... Ai ochi de vultur, șoimule. Tu e simpatică. Întrebarea cu numărul 10. Wow! Asta
chiar a rămas ultima, ultima da, e cea mai... Da, asta zic eu că mâncăm iute, nu știe lumea despre ce e vorba. Cea mai de foc. Măi, am ajuns destul de departe, dar nu atât de departe. Adică nu s-au întâmplat chiar atât de multe lucruri. A fost o... A pierdut avionul, înțelegi, din cauza petrecerii, într-adevăr. Dar a fost o petrecere reușită, sincer. Nu chiar tu, foarte... Nu, fii atent, nu, trebuie să desen. Da. Da, 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 am înțeles. Am văzut plan, da, da. Păi eu am stai să mă încalț că nu pot să răspund descălțată. Mâine. Dar ce mai contează acum, serios? Dar ce contează dacă a fost sau dacă n-a fost, dacă așa sau dacă nu așa? Contează că deci ne-am distrat. Nu. Ce este? Nu, chiar nu. Chiar nu, adică nu am... A fost aici A? Da, A fost? Au fost niște îmbrățișări, ok? Dar nu a fost doar cu mine îmbrățișare. Adică gen o îmbrățișare prietenească. Dar ei, probabil că dacă n-ar fi trebuit să plece spre aeroport, unde oricum au pierdut avionul și eu le-am zis că degeaba vă mai duceți, mai bine rămâneți aici. Dar ei au insistat că cei aveau concert. Înțelegi? Adică asta a fost tot. Ne-am... nu, dar ne-am pupat așa puțin, știi? Adică a fost, da... Adică cum v-ați pupat? Ne-am pupat, da. Da, da, ne-am pupat. N-a fost să rudine la pasional. Oricum, și asta a fost mai demult. A fost mai demult, exact. Eu tot încerc să mă cați aici. Nu, lasă, stai un pic. Stai un pic, dar nu schimba subiectul. Deci spuneam aici cam câte. Cam câte ce? Nu, ideea este că, bun, haide să citim și întrebarea ca să nu se uite telespectatorii așa să înțeleagă despre exact, ce e vorba. Că ești unde ai ajuns cel mai departe pe plan romantic, intim cu maluma? Ok, la primul concert în România așa? A venit și omul să vadă, să se distreze într-un club, da? Într-un club, într-un club la care, ce crezi, și eu chiar eram acolo foarte bine. Eram, promovam clubul, înțelegi, pe Instagram, trebuia să fac videoclip, filmulețe, bla bla bla, să postez de acolo și îți dai seama că am știut când a venit. Și managerul clubului m-a întrebat, uite, ai vrea să mergi până la masă, la Maluma, în club aici, pentru că e... I-a plăcut așa frumos de tine, înțelegi? Că de acolo din separiu se vedeau deci, în club. Deci Maluma eu eram și eu imediat. Așa zicea ce îmi place de româncă aia. Da, dar n-am fost numai eu, au fost mai multe fete. Adică să ne înțelegem că nu... Da, da, nu. Și? Da, și m-am dus acolo, m-am cunoscut cu ei, foarte drăguț. Oricum eu am fost la concert la el, știi? Și mă uitam așa de acolo, din mulțime, că și ploase da, la concert. Micuț, așa, ziceam, mamă, cum ar fi să-l cunosc eu pe băiatul ăsta? Și ca să vezi exact... Cum, băi, soarta, mă. În... Deci, cum... deci care erau șansele să fiu exact în clubul unde el s-a dus să petreacă? Și te-ai pupat cu Maluma? Băi, da! Da, serios! Serios, am păstrat legătura cu managerul bine? Lui, m-am întâlnit cu ei și acum când au venit a doua oară cu managerul lui, dar Maluma n-a mai venit pentru că el acum e cu soția, cu astea, bine, și eu sunt cu Andrei, dar ca idee. Serios! Bă, ești foarte tare, jur dacă nu. Serios, dar am mers la club, bine, a venit și Andrei să mă ia de acolo, că el, da. Dar am rămas în relații foarte bune. Adică, mai vorbești cu el? Da, da. Maluma? Da, da. Mai mult cu managerul lui, pentru că te-am zis, Maluma acum este căsătorie și așa, și oricum am rămas prietenă cu managerul lui și cu el la fel, dar na, cu el e mai greu să vorbești, să ajungi, știi? Dar sunt oameni foarte de treabă și bă, ce credeți? Pupat-o pe Maluma, te-a păi pupat da, Maluma pe tine, da, asta da, e? Dar, sunt atât de, cum să zic, atât de humble, că nu-mi vine român acum, dacă am vorbit despre Maluma. Iartă-mă, perfect, ok. Așa? Sunt foarte, niște oameni extraordinari de buni, deci n-ai spune da, că sunt ultra, mega, super, ultra staruri. Și să se distreze, să facă și Dubfire și... la fel, înțelegi? Adică sunt cine? Niște Dubfire. Sunt niște oameni care efectiv sunt de nota 2000, uite, zi tu. Eu nu știu, dar bănuiesc că da. Dar zi da, Ciucă. Da. 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 Deci ce te face să crezi că eu îi cunosc? Sunt super. Zic eu, chiar sunt DJ da. Acolo și a gândit că ai și tu lumea asta. Da. Perfect. Emily Burghelea, căutați-o pe Instagram, chiar așa o cheamă Emily Burghelea pe Instagram. A venit la Sosurile Picante, eu zic că s-a descurcat impecabil. Nota 10 pentru ea, foarte faină ești tu. Să ai baftă la Vorbește Lumea toată vara și baftă și salutări Cosminei, Majdei și găștii de acolo, fetele, bună, fetelor, gașca bună, de la Vorbește Andreea. Lumea. Bună, aveți grijă Andrei. De voi.
Bună, mama, la revedere. Mă bucur că ne-ați urmărit. Dacă vrei mai stau, pot să fac puțină curățenie pe aici. Rămâi aici, de ce să pleci? Ar fi păcat. Hai să-ți arăt, de exemplu, și ție o întâlnire emoționantă, pentru că tot ai zis de mamă ceva mai devreme. Șef Adad, de câte ori merge acasă la el în Israel, orașul ăla unde a copilărit, are o mare bucurie, pentru că ambii părinții lui și mama și tatălui sunt pasionați de gătit. Și ce crezi? Șef Hadad se duce când la mama, când la tata, ca să stea cu ei, să petreacă cu ei timp. Părinții lui sunt separați de ceva timp și să le gătească. Iar întâlnirea asta, într-o zi de vineri, de șabat, așa, acasă la șef Hadad cu mama, este senzațional și vă invităm să o vedeți. Șef, te iubim mult de tot!